Bună seara a tutti, bună seara la toți. Așa, continuăm să lucrăm cu familia Paulei. Astăzi ne vom ocupa de Camila și de Enrico, de copiii ei, care ambii sunt studenți. Bună seara. Stasera lavoriamo con i figli della Paola, con Enrica e Camila. Camilla e Enrico, che sono tutti e due studenti dell'università. Așa. Bun. Acum o să fac inducția. Adesso comincerà a fare l'induzione. Într-un moment, asta te ajută să te relaxezi mai mult, fizic și mental. Am să-ți număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun, 10, ești mai adânc relaxat și nouă. Continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult. 7. Orice sunet, chiar și sunetul vocii mele, te relaxează, te ajută să te relaxezi, să te concentrezi și mai mult asupra ceea ce avem de făcut. 6. Te relaxezi și mai mult. 5. Ești mai adânc relaxat, mai liniștit. 4. Ca și cum tot ceea ce contează pentru tine în acest moment este să te relaxezi și mai bine și mai profund. 3. Să obții o stare de relaxare bună și profundă, să te ajute să lucrăm în această sesiune. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Dublează această relaxare, această concentrare, această conexiune și observă cât de bine te simți doar ca rezultat al acestei relaxări. Acum, ușor încet, îndreaptă-ți atenția la vocea mea. Începând din acest moment, pe întreg parcursul sesiunii noastre, tu vei auzi din afara ta numai vocea mea și vocea Eugeniei. Acum voi număra de la 1 la 3 și când voi spune 3, tu cauți și te conectezi telepatic cu părțile sufletești ale Camilei și a lui Enrico. 1, 2 și 3. Asta poți să-i traduci. Adesso continua a 3 e al 3 cerchi e ti connetti telepaticamente con l'anima di Enrico e di Camille. Ne-am găsit au forme de copii, dar nu din viața asta. Li ho trovati, hanno forma di bambini, ma non da questa vita. Descrivimi un pic, te rog. Descrivimi un po', prego. Sunt îmbrăcați într-un fel de haine cum sunt țările nordice, cele vechi, cu pachești, așa stil. Deci cu bretele. Bretele, da, și îmbrăcăminte groasă sunt în zonă montană. Da, mută un pic microfonul că se aude numai ventilator. Sono vestiti con dei vestiti tipo dei paesi del nord, dove è molto freddo, e con dei vestiti tipici della zona. Bun, întreabă de ce au venit așa. Chiedili perché si sono fatti vedere così. Așa se recunosc ca frați, că erau frași în viața aia. Così si riconoscono come fratelli, perché anche in quella vita erano fratelli. Înseamnă că legătura dintre doi este puternică, da? Significa che il legame tra loro due è molto forte, sì. M'auzi, Alexandru? Da. Mi senti Alex? Da, m'auzi? Acum te aud, da. Da, eu vorbeam. Păi vorbea, dar nu s-auzea.
Da, legătură puternică între ei, așa se recunosc ca frați. Dinainte, Sì, la eu un credem moment molto dat. forte, si riconoscono no, come fratelli. Dacă venim la dublurile lor corporale, energetice din ziua de azi, legătura este la fel de puternică? Da, așa. Stai. Se ritorniamo alla loro vita di oggi, il legame è forte lo stesso? Da, și au și constructe similiare. Similare. Da. E hanno anche dei costrutti simili in questa Așa. vita. Bun. Le-ai cerut acordul să lucrăm cu aceste suflete, cu ele și pentru ele. Hai richiesto l'accordo per lavorare con loro e per loro come anime. Da, sunt foarte vesele, in generale. Sì, sono molto allegri. Așa. Bun. Spune-mi unde sunt aceste legături între frați, exact în ce locuri. Dimmi in che posto ci sono questi legami, in che posto? Siamo amândoi aceeași dublură corpului energetic albastră, aceeași structură, semnatură de structură. Hanno tutti e due lo stesso doppiamento, la stessa struttura. Da, dar eu am întrebat legătura dintre el și ea, anume. Però io ho chiesto qual è il legame tra lui e Da, lei. o stampa. Da, In da, quale chakra? o stampilă MOV. Este Ha în. un timbro. Di colore viola. Dietro Cam în spatele bazinului. al bacino. De ce au această legătură? Perché hanno questo legame? Ei spun că e rasa loro, dar nu e rasa lor, e grupare care au venit. Loro dicono che è dalla loro razza, però non è dalla loro razza, è dal gruppo con quale sono arrivati qua. Ei vor să mențină această legătură? Loro vogliono mantenere questo legame. Spun că da, că e o comunicare cu rasa lor și cu ceilalți membri care au venit. Loro dicono di sì perché è un punto di comunicazione con la loro razza e con il gruppo con cui sono arrivati. Așa. Vreau, noi insistăm, lasăm lucrurile așa. Non insistiamo, lasciamo le cose così come sono, però voglio. Pentru un moment. Per un attimo, in questo Așa. momento. Bun. Spunem ce influențe există în viețile lor reciproc prin această legătură sacrală. Dimmi quali influenze ci sono nelle loro vite, per colpa di questo legame nella zona sacrale. Cine se conectează la unul ca contaminare, se conectează și la celălalt automat, adică are bilet, are cheia. Se uno di loro è contaminato con qualche cosa, con qualche entità, si contamina ugualmente anche l'altro. È come un biglietto. Așa, acum spunem ce entități au în sfera energetică. Adesso dimmi che entità ci sono nella loro sfera Un energetica. draconian gri, asta este împreună. Stă Un lângă amândoi, dracon dar e cam gri. orb și. Așa. Da, e cam orb și bătrân asta deja. Questo è un po' cieco, è vecchio già. Așa. Bun, unde anume? Deci spune și când spui, spune este legat în cap, la gât, la piept. Dove? In che zona Legat è? de partea de jos a corpului care este cu mișcarea. È collegato alla parte inferiore del corpo che corrisponde al movimento. Așa, mai departe. Continuiamo. Ia în partea stânga a corpului până în picior are o dublură, este o ființă mică. Lei, nella parte sinistra del corpo, fino nel piede, ha un doppiaggio di un essere piccolo, Cauzână. come una fata, una Așa. fatina. Așa. Amândoi au coroniță pe cap de botez și teste religioase.
Tutti e due hanno delle corone sulla testa, no? Dal battesimo e dalle cose religiose. Eu la are și o clonă, asta mă uitam la clonă, unde da. Este. Lui ha anche un clone. Nu este, nu mai trăiește pe linia asta clonă, pe altă linie duce o viață de, cum se cheamă, o pregătire, un fel de pregătire militară. Il clone non vive più su questa linea temporale, vive su un'altra linea temporale, fa una sorta è una sorta di militare, di preparazione di tipo militare. Încearcă să o facă să aibă voința ei să fie ființa ei cum ar veni, de asta s-a dus acolo. Cerca di fare sì che diventa il suo essere, per questo sono portati là. Adică să aibă propria personalitate. Da. Sì. Quindi vuole avere la propria personalità. Și ținându-n afara timpului ăsta și a vibrațiilor astea, încearcă să o facă să nu aibă deloc conexiuni, deci ca să țină bucățica de suflet care e acolo, să rămână acolo. Adică să rupă sufletul. Da. Da. Portandolo su quella linea temporale, cerca di diventare in un certo senso autonoma, mantenendo quella parte dell'anima che ha, quindi diventare autonoma. Deci să înțeleg că partea, bucățica de parte sufletească stă la clon. Devo capire allora che la parte dell'anima sta dentro il clone? Da, își face serviciu. Sì, fa il suo lavoro. Bun. Haideți să deschidem o linie de dialog cu partea, bucățica sufletească care este la clon. Allora andiamo ad aprire un dialogo con questa parte che si trova là dove è il clone. Da. Așa. Yeah. Bun. Deci eu deschidem canal de comunicare. Vreau să întreb numele acestei clone. Quindi apriamo un canale di comunicazione e voglio sapere il nome di questo clone. Cir, cu doi de l. Mm-hmm. Așa. Întreabă-l dacă îi place viața pe care o are. Chiede-l-o se îi piace la vita che ha. E misiune că trebuie să protejeze lumea lor și cine e constructul lor. E misiunea lui și e serviciu care trebuie să-l facă, spune. Dice că e la sua misiune di proteggere il loro mondo. È una missione che lo deve fare, portare al termine. Aceasta este misiunea acestui corp, dar nu acestui suflet, nu? Questa è la missione di questo corpo, non di questo anima. La sufletul lui, că trebuie să-și facă cum își face armata. Deci trebuie să dea ceva ca să te ajute la protecție. Dell'anima, quindi devi dare qualcosa per aiutare a proteggere. Aceste organizații, grupări, etc. Nu au posesezi nici organizații. Di questa organizzazione, gruppo, non posso dire che organizzazione. Da, da, totuși nu este. Aceiași care au pus stampila. Sono gli stessi che le hanno messo il timbro. Uh-huh. Păi stampila este și la soră. Però il timbro c'è anche la sorella. Da, dar nu este timpul eu, dată la... Nu se poate traduce în timpul ăsta, la 500 de ani trebuie să trimit o clonă fiecare. Però non è il suo tempo, il suo tempo sarà una volta ogni 500 anni. Cine l-a însărcinat? Cine l-a însărcinat cu misiunea asta? Chi le-a dat questo compito? Nu știe cine spune că din arhivă. Nu sa chi, dice că e de la arhivă. Și cum așa? Programul pe
Pentru că ei, înainte de a veni în carnare, au o locație unde trăiesc vieți între vieți, sunt 500 de lumi unite într-un cerc. Deci e habitat artificial. Perché prima di ogni reincarnazione loro hanno un habitat dove stanno, ci sono vite nelle vite, fin quando si reincarna. Și Camila face parte din habitatul ăsta? Anche Camila fa parte da questo habitat. Alexandru, nu te auzi. Alexandru, non ti sento. Nu te aud. Non ti sento. Deci nu te auzi. Un moment. Un attimo. Nu te aud. Închide și deschide tu. Stai un pic. Acum. Să închid. Așa, da. Să blocați ecranul cu totul. Explică-mi. Era tot blocat. Așa. Bun. Acum sunt număr de la 5 la 1 și cum voi spune 1, vei intra din nou în scena în care, din care ai plecat. Adesso ti conterò da 1 a 5, da 5 a 1 e quando dirò 1 rientri nella scena da dove siamo, da dove sei andato. Inspira și expira, adânc, reconectează-te. Inspira, expira profondamente, ti riconnetti. 5, 4, 3, 2, 1. Ești din nou aici în scena în care observai compendiul de lume. Da, este un loc secund. La scena de dove siamo partiti. Este un loc unde se duc între vieți, au toate facilitățile care le trebuie acolo, poate să companieze și să socializeze cu alte părți sufletești, că sunt corpuri care poți să le... sunt corpuri și de o, care le uzează odată. Așa. Îți aduc aminte că trebuie să faci o pauză pentru traducere. Sunt nelle vite tra le vite, in un habitat là dove hanno tutto quello che le serve, possono socializzare tra di loro. Ci sono anche dei corpi che li possono prendere solo per una volta. Lumea asta falsă mai puțin ne interesează. Questo mondo falso ci interessa di meno. Pentru că oricum este un loc creat de entități, nu-i așa? Da. Perché comunque è un posto creato dall'entità, no? Sì. Așa, aș vrea să te uiți foarte bine la timpul în care există această lume comparativ 1470. Cu timpul. 1470. Deci este bine. Vorrei guardare in che tempo si trova questa realtà, 1470. Haideți să explicăm acestor suflete că ele în corpurile lor sunt în 2022. Adesso andiamo a, dire a queste anime che nelle, nei corpi in cui sono adesso è l'anno 2022. Da, ho scos cartecica și arată că sunt deci, mai multe linii, nu numai într-un, au deschis ca un evantai timpul. Da, foarte bine, dar noi curățăm timpul nostru. Dică nu știi, però hanno fatto vedere un libricino che si apre come un ventaglio e che dicono che ci sono anche linee temporali. Ce au spus când le-am spus că această curățare are loc pe linia asta temporală? Cioè, cosa hanno detto quando le abbiamo ricordato che questa pulizia si fa in questo tempo, in questa linea temporale? Dacă curăță pe una, trebuie să curețe pe toate. Se puliscono una, devono pulire tutte le parti. Așa. Bun. Ia ce părere are sufletul Camilei de toate chestia asta? L'anima di Camila, che cosa pensa di tutto questo? Și aparține acestei
luăm și aceste structuri și aceleași păreri le are. Și ea anche știe lei ce trebuie să facă. Anche lei appartiene di questo mondo, di queste strutture, quindi anche lei ha le stesse opinioni. Cine le dictează? Cine le dictează răspunsurile? Că astea nu sunt răspunsuri date de suflete. Chi le dice le risposte? Che queste non sono le risposte che le dà l'anima. Le vin ca niște informații și ei dictează răspunsurile din registru, nu-i Bibliei, regulile lor, regulile acelui loc și a lor aparținând și având ștampila. Le vengono da fuori come delle informazioni, loro le leggono come da un libro, da un registro che tengono di quel mondo. Spune-le să taie temporar aceste legături pentru că fiind în energetic se pot reface oricând. Dille di tagliare questi legami energetici, perché essendo in energetico si possono rifare quando vogliono. Ce si întâmplă? Cosa succede? Văd că când încearcă, o încerca să schimbe informația, să umple sau să caute și s-o curentat ei. Vedo deci... Cerca di cambiare l'informazione, è come è preso dalla corrente elettrica. Io credo che ei sono gestionare esperienze e a corpurilor lor, să tai legăturile ca să ne putem înțelege. Io penso che loro possono gestire il loro corpo, la loro energia, quindi possono tagliare questi legami. Vediamo cosa succede. Da, uite, așa a revenit acum. Așa, explică-le că oricând poți să le facă și nu le impunem nimic cu forță, atât că vrem să continuăm investigația. Ricordali che li possono rifare quando vogliono, perché noi non facciamo niente senza la loro volontà, oltre contro la loro volontà. E vogliamo solo lavorare con loro. Bun. Explică-le de asemenea că în câte direcții sunt împrăștiate părțile sufletești, în atâtea locuri se duce și energia și până la urmă și modul lor de înțelegere, de percepție. Spiegali che in quante parti si divide l'anima, anche là va la loro energia e quindi si divide anche la loro capacità di capire. Da, spune că de asta trebuie să le curiți pe toate dacă începe să o curiți. Sì, per questo dicono che le devono ripulire tutte le parti se cominciano a ripulire. Bun, foarte bine. Deci au tăiat temporar, definitiv nu se știe deocamdată. Așa. Hanno tagliato per adesso in modo temporaneo. Da, bun. Haideți să începem cu acea ființă mică care este la Camila în partea stângă. Cominciamo adesso con quella con l'essere piccolo che si trova nella parte sinistra della Camila. Spune să o scoată în față, se pot un clopo de lumină închis în partea de jos. Dile di tirarlo, di stare davanti a lei, sotto una cupola di luce chiusa nella parte inferiore. Ce se întâmplă? Ce succede? Deci își transmit atfid, la asta mă uit, că nu puteam, adică. Că și-a schimbat ritmul de transmitere a informațiilor între ei și transmit rapid ce să scoată, ce la ce să deconecteze. E ca un transfer de... informații. Da. Guardavo che adesso c'è un trasferimento rapido di informazioni tra di loro, che guardavano che cosa devono tirar fuori, che cosa no, lasciare, con che cosa cominciare. Spune che legatura... legatura dintre ei, așa, trebuie și ea temporar curățată. Dile că il legame tra di loro deve temporaneamente
ripulita anche questa. Pentru ca fiecare să-și rezolve problemele în felul lui. Perché ognuno deve risolvere i suoi problemi a modo suo. Da, le-am spus să conecteze fiecare cu forma lor original, să vadă că nu cum le s-a spus din aceeași rasă. Sì, le-a detto di guardare e connettersi ognuno con la sua forma originale, perché quello che le è stato detto fino adesso non è proprio vero. Ce se întâmplă? Cosa succede? Deci și-au luat forma originară, ea este un portocaliu a focului, dar nu e lichid sau altceva gasos. E cristalin. Lei ha ripreso la sua forma originale, è un arancione fuoco, però non è un liquido. Așa, Rasa? El este albastru de pe Andromeda. Lui e azzurro di Andromeda. Din câte am înțeles din sesiunile pe care le-am făcut, parte din Andromedan continuă să lucreze cu și pentru entități. Da, quello che ho capito facendo tante sessioni, parte di questi andromedani continua a lavorare ancora con l'entità. Da, că și el pot să spui că nu că lucrează, dar este partener. Pentru că îi oferă ceva care nu îl atacă, îl iau, îl fură, îl pedepsesc, alte entități sau îl forțează în încarnaj și el, cum se cheamă, dă energie și ține această lume ca și tot ceilalți acolo. Este un parteneriat cu entitățile, să spunem, și acesta. Sì, possiamo dire che è una sorta di partner è rimasto, perché anche se le entità l'hanno preso, l'hanno reincarnato, lui dà energia e mantiene questi mondi e ripaga in un certo senso. Quindi è una sorta di partner con loro. În raport cu timpurile noastre, acest parteneriat, această contaminare andromedană mai există? Nel rapporto con i nostri tempi, questa contaminazione andromedana esiste ancora? Nu, s-a terminat deja de două ori, acum 200 și acum 600 de ani. No, ha finito già due volte, adesso 600 anni fa e 200 anni fa. Dar oricum, acea zonă și acea lume e ceva neutral care e în afara timpului ăsta și de asta se menține. Però comunque in quel mondo c'è qualcosa neutro e per questo mantiene queste legami, queste energie. Creatorul, cum am văzut, de pe aceste lumi, structuri, etc., este de fapt ființa arconică, dar care s-a bionizat și ia formă în lumea asta. Il creatore di questo mondo è un arconte, però è bionico e già riesce a prendere forma in questo mondo, a vivere in questo mondo. Ca un android, cyborg, no? Nu, și ea și forma umană. Come un androide, come un cyborg? Da, dar corpul lui nu are cum să fie ca corpul omului biologic. Però il suo corpo non può essere come il corpo di un uomo, biologicamente parlando. Și ea forma cât poate mai mult. În primul rând, mereu apare ca bătrân în încarnare. Prende la forma quanto più può, più vicina dell'uomo. Di solito prende la forma di un vecchio. Pentru ei, în constructul minților, reprezintă divinitatea? Per loro, nel loro costrutto mentale, rappresenta la divinità?
Nu e divinitate, pentru că nu au iarăși constructul ăsta, că cineva e mai sus. Cum ar veni, reprezintă managementul. No, no, perché loro non hanno nella mente questo costrutto, è come un management. Spune că regulile din trade, nu e ca în 3D, unde e cu obligare și cu divinitate. Dice și că le regulile tra di loro non sono come in 3D, con gli obblighi. Vreau să știu de ce încă transmit informații de la ăștia dacă au legăturile tăiate. Nu, eu sunt informația de la... Vreau să fie le informații de la questi qua și hanno i legami tăiate. Să dea, să dea informațiile din corpurile lor și din viețile lor fizice. Nu, că informațiile ți le dau eu și le canalizăm din ființa asta. Așa. E de lor mente fizice. Bun. Spune... Se răspunde la întrebări, spune. Dicono că răspundono le domande. Un sac de minciuni. Tantissime bugie. Au adus dublurile lor, ca pe o piele albă, și spune că astea și contractele lor, că sunt liberi dacă vor. Portate loro topioni, come una piele bianca, e dicono che questi sono i loro contratti. Așa e și prima dată, așa arăta și prima dată când s-au semnat contractele. Così si faceva vedere anche la prima volta quando hanno firmato i contratti. E ca un sul de piele care este înalbită prin vopsele artificiale, oricum și rulat ca un papir. E un rulo come un papiro, con le vernici di una volta, un rulo come un papiro. Se scrie de jos în sus și de la dreapta la stânga, ai scris pe el. La scriptura e de da giù in su e da destra verso sinistra. Bine, închide acolo pentru că nu vreau să te mai uiți acolo. Da. Vreau să ne concentrăm în prezent. Adesso torniamo nel presente. Deci eu întrebam de zâna mică, de ființa care este atașată de piciorul ei. Quindi io chiedevo della piccola fata che è attaccata dal piede sinistro del Camilla. Ce rol are? Spune că i-a fost mătușă. Spune că i-a fost mătușă, dar ți-am zis că e dublura unei ființe. Ar fi dublura părții sufletești a unei ființe care a experimentat. Dice că è stata la sua zia, però è un doppione di un essere con cui ha sperimentato. Spune că ființele dragi se păstrează în inimă ca amintire frumoasă și mătuși și toți cu care am fost, nu legate de picior ca un lanț. Dice că i ricordi belli si mantengono dentro il cuore, tutti i parenti, legati al piede come una catena. Da, spune că așa este spus, că trebuie să o care după aia, că nu mai poate să ia un corp momentan. Dice che così le è stato detto di portarla con lei perché questa serena non può prendere un corpo fisico. Spune că experiența este individuală, fiecare are corpul lui. Dile că le experiențe sunt individuale, uniunul al suo corpo, la sua experiență. Deja sunt prea mulți aici. Deja sunt troppi qua. Da. Așa, bun. Ea înțelege să uite la... Da, să uite la toți ceilalți, să vadă dacă au astfel de ființe atașate. Deci este descarnată, practic. Da. Lei capisce? Deve guardare tutti gli altri a vedere se hanno sti esseri così attaccati. Nu au ceilalți. No, gli altri non ce li hanno. Deci ea a văzut că n-au ceilalți. Ei... Quindi lei ha visto che gli altri non ce li hanno. Da. Sì. Bun. Să tai legăturile, să-i dea informații, pachet de informații de la noi, să meargă în lumină. Dacă dorește. Da. Da. Allora, devi tagliare i legami e di darle le informazioni, se, di tutte le informazioni, se le vuole. Da, i-a dat. Așa, sì, foarte bine. I-a dat. Spune să-i mulțumească pentru experiențele trăite împreună.
Dille di ringraziarle per le esperienze vissute insieme. Ha fatto questa trasmettendo informazioni, da. A te, ha fatto questo quando le ha trasmesso le informazioni. Așa, bun, foarte bine, bun. Benissimo. Vreau să știu draconianul gri. Volevo sapere del draconiano, del draco gri. Care este legat de amândoi, da? Da. Că e colegat tutti e due, sì? El spune că e agent free, numai se leagă de el ca să iau ca vehicul. Că era familiei, de fapt. El face un freelancing, deschizând un portale. Dice che un agente free che si connette da loro solo per ripeto un pic Alex sa conecta di se conectează pentru ei ca să deschidă portale în locațiile în care sunt ei. E si connette con loro per aprire i portali verso i luoghi dove sono loro. Spune așa că în lumea asta nu este nimic free. Ierarhia lor e foarte bine structurată. Dile così che in questo mondo non è niente free, che la loro gerarchia è molto bene strutturata. Deci ar fi bine să aibă un moment de sinceritate și să spună de unde aparțin. Quindi sarebbe meglio avere un momento di sincerità e di dire da dove appartiene. Deci asta este treaba lui. El are contract cu ei că îl duce peste tot și îl ține cu ei. La omul de când a fost mici. Quindi questo è il suo lavoro, che lo portano con loro dappertutto, da quando erano piccoli. Așa, bun. Spune așa că culoarea lui gri mă duce cu gândul că aparține de cimitire și de energia lor. Dile così che il suo colore gri mi porta con il pensiero ai cimiteri, quella energia. Le spune că lucrează cu puterile naturii, un fel de șaman. Da. Le dice che lavora con il potere della natura, è una sorta di sciamano. El spune așa, dar să recunoască, are legătură cu cimitirile? Lui dice così, però deve essere onesto, sincero, ha un legame con i cimitiri? Ca rasă și ca entitate, da, dar este hibridat și cu alte ființe care și acum lucrează în portalurile deschide în modul șamanice el. Come razza e come entità sì, però è anche stato ibridato e quindi ha un collegamento con questi portali che porta verso il loro mondo. Asta înseamnă că ei s-au conectat ambele suflete și sufletul Camilei și a lui Enrico s-au conectat într-o viață când au practicat șamanismul? Questo significa che anche le anime, quelle due anime di Enrico e di Camilla, si sono connessi con lui nelle vite quando lavoravano in questo ambito sciamanico? Sì. Da, ho fost într-o grupare, văd. Dar nu a fost, deci nu a aparținut unui trip. Nu te mai auzi. Sono stati in un gruppo, però non appartenevano a un pur și simplu au făcut un ritual care a durat 2 săptămâni ca un grup. Hanno fatto un rituale che è durato 2 settimane. Așa, mai departe, Alexandru. Vezi că iar fost și marcați în viață. Ba da, dar stai. Au fost și marcați în viața aceea, iarăși au avut un fel de ștampilă. Sono stati, come si chiama? E l'hanno messo una sorta di timbro dell'entità, l'hanno preso in evidenza loro. Așa. Se foloseau și diferite substanțe ca să vadă, să conecteze cu spiritele mai bine. Utilizzavano anche diverse sostanze per connettersi con i spiriti e vedere meglio.
Li s-a dat și un cadou la plecare, li s-a spus că e un ghid, ceva ca o statuie foarte mică la mărimea unui breloc, albastră, transparentă. Quando sono, che ancora sono partite, hanno ricevuto anche un regalo, come una statua piccola, come un bijou piccolo per le chiavi. Așa, și vreau să știu, nu mi-a spus totuși dacă sunt bărbat sau femeie în această viață. Non mi hai detto che vorrei sapere se sono maschio o femmine in questa esperienza. Sono un coppio, bărbați și femeie la fel. Sono una coppia, un maschio e femmina, uguale. Așa, bun. Deci, prin aderarea, prin acest ritual, deci ei fac contracte cu această ființă care spui că ia formă, da? Quindi facendo questo rituale, loro fanno i contratti con questa essere, con questa entità. Da, se face contract, înțelege și acceptând acea statuie, acceptă și să acea statuie este ca idololatria lui, este o statuie a lui. Și acceptă să-l ia și pe el prin vieți, de fapt. Sì, hanno fatto dei contratti e accettando quella statua hanno accettato in un certo senso a portarlo sempre con loro. Bun, ei sunt conștienți că aici o altă viață și ei sunt frați da. În viața asta. Bene, viața. Loro sono consapevoli che qui è un'altra vita e che sono fratelli in questa vita, sì. Atunci mai țin această legătură? Allora mantengono ancora questo legame. Cu șamanul? Con il sciamano? E pe 600 de vieți legătură, spune. Dicono che è da 600 vite questo legame. Și cine spune asta? E chi dice questo? Arată contractul. Cine arată contractul? Chi lo fa vedere il contratto? De fapt, și draconia noastră e reprezentată, e ființă demoniacă care nu poate să intre. Păi ori draconian, ori demonia. Draconianul e reprezentant. In realtà questo draco è il rappresentante di un demone che non può entrare. Ah, deci draconianul este reprezentantul unui demon care nu își poate face intrare aici. Da. Ah, quindi il draco è il rappresentante di un demone che non può entrare qua. Așa, deci eu am întrebat dacă ei vor să rupă legătura cu această entitate. Complet da, și definitiv. Da, vor să rupă direct. Și toată zi. Quindi io ho chiesto se loro vogliono rompere questo legame, questo contratto completamente e per sempre. Sì. Am și o curiozitate. Până acum, dacă ei știau despre ce e vorba, de ce nu au rupt legătura? Ho una curiosità, se loro fino adesso sapevano di che cosa si tratta, perché non hanno rotto questi contratti? Adică e precum bolnavul care mănâncă... Da. Vole dire che è come un ammalato che mangia. Arată că da, bine, arăta că prin vieți ei trebuie să-i ajute și contractele astea n-ar fi nimica pentru ei. Arată că, arăta că ei ca rasă nu mai au voie pe pământ, pe tera. Deci, cum se cheamă? Toată lumea bate, toată lumea gonește. Persona non grata. Da. Fanno vedere che con questi contratti le aiutavano perché le facevano sapere che la loro razza non è più gradita da nessuna parte. Așa, bun. Dacă au această interdicție, înseamnă că n-au făcut numai lucruri bune. Se hanno queste interdizioni, significa che non hanno fatto solo cose buone.
spune că a fost coruptă și ei ca entități de creatorii lui. Asta nu e o scuză. Dice că sono stati corotti anche loro dai creatori. Questa non è una scuola. O lume libera să plece. O lume libera per andare. Au lumina ca să plece în lumină să reformateze. C'è la luce. Per andare nella luce e a riformatarsi. Așa. Nimeni, niciun da, suflet. Da, dar e frică că pierde conexiunea, odată duși în lumină, nu mai au ce căuta înapoi după aia. Sì, però hanno paura che perdono la connessione, perché una volta che vanno nella luce non possono ritornare indietro. Și de ce ar schimba cineva apa limpede pe noroaie? Perché cambierà qualcuno l'acqua limpida con l'acqua sporca? Alexandru se întrerupe, cred. Nu, nu. Da, acum mă auzi? Da. Da, că vorbeam să te rup și la tine așa. Bun, spune întrebarea din nou, că n-am auzit. Deci am întrebat de ce ar da cineva lumina pe noroi. Ho chiesto perché qualcuno potrebbe dare la luce per il fango. Spune că dar nu și ei s-au făcut tot din creație. Nu. Așa că poate spune că și ei sunt de lumină, de acolo au venit. Dicono che anche loro vengono dalla creazione, di là sono anche loro. Numai că noi nu avem aceeași creatoare. Sì. Però noi non abbiamo la stessa creatrice. Toate întrebările astea, tot ceea ce spune și întrerupe asta, a reda informații, așa? Nu, că a spus că și ei se torc în lumină după experimentul în 3D, că nu sunt toate așa. Că și ei tot acolo se întorc. Deci, el vorbește de rasa lui, nu de toate. Și de da, toate. Și de ce ar trebui să ascultă? Și parla de la sua rasa. Dice că anche loro ritornano nella luce quando finiscono. Și de ce ar trebui în sesiunea la două suflete să ascult lamentările unei entități? Păi să plânge. E perché dovrei sentire in una sessione di due anime sentire le loro lamentazioni, il loro lamento. Să nu-l lase, să nu-i trimită, să nu le taie priza. Piangono perché non vogliono che li manda la che non li taglia l'alimentazione. Se le taglia l'alimentazione acum definitiv. Di tagliare l'alimentazione con adesso e definitivamente. Da. Se trimette la muncă să-și producă propria energie. Di mandarle a lavorare per prodursi la propria energia. Spun că nu pot, că sunt legate avatarurile lor. Să desfințeze avatarurile lor. Nu avatarurile lor ca entități, adică. Deci cum, să spunem, leagă o parte sufletească ca să-i fac conexiune, e spune că șefilor au avatarurile lor legate și nu poate să fie liberi. Bine, dar asta e iar informație de-a lor. Și atunci la ce mi-o dai? Radicono că i loro capi sono legati ai loro avatar, così come le anime sono legate anche loro ai corpi, quindi non possono. Però perché ci danno questi pe scările alea în sus, să le deschid un portal în lumină, cum ai văzut și pe alții, de asta tot stau și să lingușesc pe aici până la urmă. Rimangono qua perché hanno visto anche gli altri come sono andati nei portali di luce e penso che vogliono andare anche loro. Per questo spune che puteau face și singur gândindu-se, concentrându-se pe ideea că vor să plece în lumină. Dili che potevano farlo anche da soli, concentrandosi, pensando che vogliono andare nella luce. Li s-a luat de mult compartimentul CZ1, care e gândirea și libertatea. Compartimentul, da. Adică implantul care mimează, să spunem. E stato tolto da molto tempo questo impianto che rappresenta il modo di pensare. E poate să repete, să repete, să repete, până își repetă, atâta pot, e să repete ce sunt învățați.
E loro possono solo ripetere all'infinito quello che sono stati, quello che hanno imparato a fare, che le hanno insegnato a fare. Deci de un sfert de oră aud Esatto. lamentațiile. Să Da, plec. s-a dus Să în lumină plec. Da, și s-a 15 minuti sento queste lamentele. dus la refacere. Așa, Da, foarte bine. Să s-a arunce acolo în lumină toate contractele, copiile și oglindirile lor cu ei. dus după ei. Nella luce tutti i contratti, le copie, tutto quello che tieni dei contratti. Da. Sì. Tot ceea ce s-a produs în corpurile, structurile și în viețile lor de la asta să fie remodelat și ars. Da, păi se dispare Quello che è tot. stato prodotto nel corpo, con quello che riguarda tutti i contratti, deve essere rimosso e bruciato. Da, dispare tot. Materia se reface. Aduți Sì, aminte sì. că trebuie să facem pauză. Da. Bun. Foarte bine. Așa. Mergem mai Andiamo departe, da? Așa, avanti. să-și recupereze toate părțile de suflet din toate timpurile, spațiile și locurile și din afara lor. Adesso devi recuperare tutte le parti dell'anima di tutti i posti Trecut, prezent și viitor. dal passato, presente e futuro tra di loro. Da, arată, am văzut dintr-un loc interesant, pe fundul mării, într-un vapor, în sicrie, în corpuri decedate. Sì, li vedo in una vita su una nave, nelle tombe, nelle case. Ei Așa. au aparținut dintr-o comunitate în care au aparținut, aveau un rang foarte înalt. Nella comunità dove hanno vissuto aveva dei titoli molto alti. Pentru că când, în momentul când au decedat, l-au luat cu sicriurile pe vapor și au fost în jur de 10 persoane care s-au dus știind că vaporul se scufundă. Asta era un fel de ritual. Când decedează cineva, așa pauză. E quando sono deceduti, li hanno portati insieme a 10 persone su questa nave. Sapete che la nave dovrà essere affondata. Când Deci. deceda cineva din o comunitate înaltă, ca un doliu, trebuiau să fie îngropați, să spunem, pe ultimul drum să ia și alte, să decede și alte persoane cu ei. Quindi quando morivano queste persone che erano in un'alta società, dovevano portare con loro anche altre anime. Este o comunitate care aparține Orientului Mijlociu. È una comunità che dal Medio Oriente. Este unit la continentele sunt unite, deci partea de sus a Africa care sunt tot egiptieni și I continenti sono uniti, la parte sopra, dove c'è anche l'Egitto. da, deci partea lumea arabică și cu partea porțiunea de sus a Africii au aceeași cum să cheamă, că nu vine cuvântul. Aparțin aceeași, nu, aceeași. Meridiane paralele. Aparțin aceeași lume. Cum Il turco. e. Da. Ah, il mondo arabo e l'Egitto avevano la stessa cultura in Așa, quel tempo. cultura, da. Este aceeași cultură peste tot. Și în Era. Africa și în țările arabice, pentru că sunt, este un unit, este un continent. Așa, spunem Sì, c'è la dacă. stessa cultura, Da, sì. scuze, da. Tradu. Era la stessa cultura nel mondo arabo e l'Egitto, perché erano i continenti erano uniti. Da, și-au retras și de acolo că. Hanno ritirato anche da là. Așa.
Bun. Vreau să... Ce se aude? Vreau să închid microfonul. Așa a ieșit. Așa. Bun. Vreau să știu dacă faptul că, uite, ni s-a pus întrebarea dacă ea într-o viață anterioară a trăit în Egipt, Camila, dacă conexiunea este de aici sau este din altă parte. Da, de aici este. Voleam să sapere se faptul că la Camila voleva sapere se a vissuto in Egitto, la conexiune parte da qui. Sì. Nu este exact. Egipt este tot. Dacă da, este la un loc. Mai trei, stai. Șapte țări din Africa de sus, de nord, care sunt musulmane și toate țările din Emiratele Arabe. Sono sette paesi musulmani del nord Africa e i paesi arabi. Sono tutti, hanno la stessa cultura. Așa. Bun. Spune că poate să le să spună ca locația unde stăteau, nu ca rasă, ca soi, ca neam. Egeonii făceau din partea neamului, parte din neamul Egeoni. Făceau una parte della familie Egeoni. Așa, bun, foarte bine. Să taie toate legăturile de aici, să anuleze toate contractele. E de anulare tutti i contratti. Bun. Vreau să știu dacă acea clonă a lui Enrico s-a dizolvat complet. Voglio sapere se il clone di Enrico si è disolto completamente, disparit. Da. Așa, dacă să-și retragă și din mediul virtual, online, de peste tot, de unde și-au împrăștea foton și s-au creat clone virtuale sau eterice. Di ritirare anche del mondo virtuale online, da dove ha perso i fotoni, no? Aștept să confirm. Stai că și adună, era la 63% când ai întrebat. E adesso prende tutto, era a 63%. Da, și-a retras. A ritirat tutto adesso. Bun. Ca și structuri, ce diferențe există între soră și frate din moment ce fratele a făcut înțepături? Come struttura, che differenza c'è tra i fratelli dal momento che il ragazzo, il maschio, ha fatto le punturine? El e pe drumul salvatorilor, drumul, cum îi zic ei, anulăm aluminii. Da. Come dicono loro che è sulla via dei salvatori. E Gregor cum să e Gregorul ca idee că ei sunt cei care fac un bine și ajută la salvarea omenirii. E Gregora tiene di quelli che dicono che fanno del bene e aiutano a salvaguardare l'umanità. Și acum entitățile de joasă frecvență recunosc ștampile. Le entità di bassa frecvență riconoscono. Bun, se scoate tot afară. Toate segmenturile energetice. Bene, adesso devi tirar fuori tutto, anche le firme energetiche, assolutamente tutto. Stai că curăță este în trei loc, în trei domenii diferite contaminarea, la asta mă uitam. Aspetta che adesso pulisce perché sono in tre posti diversi questa guardava. Are contaminarea lui a corpului, are radiază contaminare și pentru cei care vine în contact. Și are și o da. La sua contaminazione del suo corpo, poi irradia una sorta di contaminazione anche per quelle che sono intorno a lui. Și mai are și ca un fel de contaminare a locului unde este.
è anche una sorta di contaminazione del posto in cui è. In questa... Da, și l-a curățat pe acesta. Vreau să știu, da. Tot. Vreau să știu dacă i s-a fixat o dată de expirare. Voglio sapere se hanno fissato una data di scadenza. Câți ani? 26 de când a făcut. 26 de când l-a fat. Spune să șteargă, să scoată cu totul acest program, cu toți virusilor. De ripulire tutto, de cancelare tutto, acest program. Spune că conștientizând astăzi împreună cu noi, își dă seama perfect. Dile că, diventando consapevole oggi insieme a noi, că nu trebuie să-i dictezi nimeni altcineva data plecării din acest corp. Ha capito e devi capire che non gli devi dire assolutamente nessuno quando devi lasciare questo corpo. Să scoată toate programele de uzură pe care le-a implicat, adică virus și funcțional. De tirar fuori e buttare tutti i programmi, tutti i virus che sono messi dentro. Scoate, el a scos, că mi-a numărat, dacă tot ai zis de virus, 32. A tirat fuori, se tot, ai parlat de virus, 32. Uh-huh. Așa, bun. Când termină procesul ăsta, să se umple cu lumină din nou într-un afară, și ea și ea. Bine, când finisce cu acest proces, de riempirsi de luce da dintro verso fuori, sia lui che lei. Bun, este timpul să vedem originea fiecăruia dintre ei. Bine, adesso è il tempo di vedere l'origine di ognuno di loro. Ca să-și vadă originele, trebuie să scoată coronițele religioase e și să le lezi tot. Ritirare de la testa le loro corone. Da, le-au scos. El și este de origine. De origine andromedan. El este, lui e andromedan. A făcut parte din primele trei rase, este din C1. Primele trei rase de pe Andromeda, clasice, originare. A fatto parte delle prime tre razze originali di Andromeda. E C3? Numele lui C3, da. Numele lui de spirit. Il suo nome di spirito? Kaoj. Kaoj. Așa, bun. Așa. Câte vieți a avut pe total în corpuri? Quante vite ha avuto in totale nel corpo? Nel corpo. Câte vieți a avut pe pământ? Quante vite ha avuto sulla terra? 421. 421. În câte vieți s-a întâlnit cu familia lui, cu mama, cu Paola și cu soara? Cu tata. In quante vite ha incontrato la sua famiglia, la mamma e la sorella? 52. 52. Așa. Bun. De ce a ales să fie fiul mamei lui? Perché ha scelto di essere il figlio della sua mamma? Pentru că știa că curățându-se familia aceasta se curăță și el. Perché sapeva che ripulendosi la famiglia si ripulirà anche lui. Care este misiunea lui proprie pe această viață? Qual è la sua missione in questa vita? Conexiunea, adică informativă cu alte persoane, cum ar fi și soara care a experimentat și cât mai mult, și ajutare ca să îi eleveze ca suflete.
La connessione informazionale con le persone, così come anche con la sorella, e aiutare le persone ad alzarsi dal punto di vista energetico-vibrazionale, come anima. Ce sfate da sufletul părții fizice? Îi poate da un sfat unde să o orienteze pe viitor? Creatività, design. Che cosa raccomanda l'anima alla parte fisica per il futuro? Design Și creativitate, da. e creatività. Așa. Bun. Foarte bine, spune să meargă în sursă. În sursa Benissimo, primordială a adesso creierului. dille di andare dentro la sorgente. Așa. Haideți să ne ocupăm un pic de Camila. Așa. Care Adesso este? chiamo Camilla. Qual Care este lumea originală? è il suo mondo originale? Este de pe Aldebaran, într-o formă de zână, de asta avea și compasiune pentru acea parte sufletească care a luat-o după ea, care era, că era de pe planeta ei. E dall'Aldebaran è una sorta di fatina di fata. E, per questa aveva portato quell'esserino sempre con lei, perché era dal suo mondo e voleva far del bene. De ce ha ales să fie fica mamei? Perché ha scelto di essere la figlia della sua mamma? Pentru că știa, spune, că știa că Perché dacă sapeva. Perché alege, vine și cu fratele și pleacă mai mulți. Când pleacă, o să... sapeva che se viene incontra anche il fratello e poi andranno di più quando partiranno, ci saranno di 16, più. deja planul e făcut, 16 poți sufletești, o să se libereze din familia asta. Quindi 16 persone da questa famiglia. Si libereranno. Așa. Care este planul ei de viață pe existența de Camila? Qual è il suo progetto di vita in questa esistenza di Camilla? Artele care sunt legate de sensuri, cum ar veni muzica, pictatul, ce L'arte este legat de collegata ai sensuri, sensi, sense. come la musica. La Ce musica este, è? da, ce este legat de sense, ce simte. De Quello che simțuri, ai adică. Simțuri, da, nu pot sensi, să traduc. sì, al sentire più che altro. Înseamnă că și filozofia e bună, no? Significa che anche la filosofia va bene. Atâta timp cât își menține creativitatea, își transmite. Quanto tempo manterrà la sua creatività? Questo è quello che trasmette l'anima. Așa. Bun. Ce vrea fata să-i transmită mamei ca Che cosa suflet? vuole Camilla trasmettere alla sua mamma? Îi mulțumește că a luat-o și pe ea în această experiență, adică în această viață și a avut grijă de ea. Li ringrazia perché l'ha portata in questa esperienza e che ha avuto sempre cura di lei. Așa. Numele ei de spirit. Il suo nome di spirito? Hai să-l decifrez. Chiamala. Che male. Așa. Bun. Așa. Chiamala cu KHE sau cu K? Nu, cu capa. Cu K. Chiamarla con la capa. Așa. Bun. Ce litere duble au conotație demonică? Le Simfoanele doppie. și... Da, litere duble, adică care, cum e că care se citește ca o literă asta, vreau să Deci, spun. diftongi. Da, așa nu mi-aduceam cum se Da. pronunță. I diftong dice che hanno una connotazione demoniaca. Așa, bun.
Spune să își adune și ea tot ce are de adunat, semnături energetice, tot. De radunare tutto quello che ha, le firme energetiche, assolutamente tutto. Da. Și să meargă alături de fratele în sursă. E di andare accanto al suo fratello nella sorgente della luce. Da. Să se conecteze cu forma lor inițială. E connettersi con la loro forma originale. Și cu toată informația pe care o conține această formă. E con tutta l'informazione che è contenuta in questa forma. Și să dea de aici pachete de informații pentru toți cunoscuții lor, pentru toate sufletele cu care au experimentat. Di mandare le informazioni a tutte le persone con cui hanno sperimentato, a tutti i loro parenti, conoscenti. Și nu în ultimul rând celui care le este tată în această viață. Și bunicilor. E al padre e anche ai nonni. Oriunde s-ar afla ei. Ovunque loro siano. Da. Așa. Sì. Bun. Așa. Să-și ia informațiile necesare pentru funcționarea vieții în corpul fizic, cu mintea fizică. Di prendersi le informazioni necessarie per il funzionamento del corpo fisico. Da. Așa, și acum o să număr de la 5 la 1, adunându-și, adunându-și abundența benefică de peste tot. Adesso devono radunare la loro abbondanza benefica da ovunque si trova. Așa, să vină lângă corpurile fizice. Di tornare vicino ai corpi fizici. Se explice forme de manifestare energetică de lângă corpurile fizice a fiecăruia. Da, translatează. Di spiegare forme di manifestazione in corpo fisico per ognuno di loro. Că trebuie să fie gata să-și accepte tot potențialul pe care îl poate dezvolta în această viață. E devono essere pronti di accettare il loro potenziale che possono sviluppare in questa vita. Da. Mai vrem să știm și câte vieți a avut Camila. Vogliamo sapere quante vite ha avuto Camila. 937 pe tera 1216 în general. 937 sulla terra e 1000 cât? 1216. 1216 totale. Care a fost cea mai frumoasă lecție pe care a învățat-o fiecare dintre ei? Qual è stata la più bella lezione che ognuno di loro ha imparato? Când a învățat diversitate, este viața în afara terii din primele libere. Quando hanno imparato la diversità, la vita nei mondi liberi fuori dalla terra. Pentru că erau grupări creative de părți sufletești, dar fiecare cu abilitățile ei. Perché erano in gruppi creativi, ognuno con la sua creatività. Da, și spune că exista diversitate și atunci. E dicono che esista diversità anche quella volta. Dar diversitatea era un motiv pentru ceilalți ca să învețe, nu ca să urască sau să aibă sentimente negative. Però questa diversità era per imparare ognuno di loro, non per separare. Bun, foarte bine. Să anuleze contractele religioase și de orice fel. Benissimo, di annullare adesso i contratti religiosi di qualsiasi natura. Da. O spun formal pentru că fie... Da, deja sunt curățate alții, da. Dico formalmente perché già sono, essendo nella sorgente, sono già ripuliti completamente. Așa. Bun, foarte bine. Este timpul să ne luăm rămas bun. Deci vreau să adaug că aducându-și informația originală din sursă.
Vorrei dire che portandosi le informazioni originali della sorgente. Ei și-au curățat toate informațiile, inclusiv din glandele pineale și din toate chakrele și până la Loro hanno ultima celulă. scolito tutte le informazioni, inclusive dalla ghiandola pineale e da tutti i chakri. Așa. Să-și echilibreze corpul și mintea fizică. Mettere in equilibrio adesso il corpo, la mente fisica. Cu spiritul, sufletul și conștiința, Con lo spirito, l'anima e la coscienza. într-o unitate indestructibilă. In un'unità indestruttibile. Le mulțumim pentru informațiile care ne le-au dat. Vi ringraziamo per tutte le informazioni che ci hanno dato. Pentru modul frumos în care au lucrat. Per il modo bellissimo in cui hanno lavorato. Și îi invităm să-și ajute corpurile și mințile fizice. E gli chiediamo di aiutare i corpi e le menti fisici. Bun. Acum o să ne despărțim părțile mentale între noi toți. Adesso separiamo le parti mentali tra di noi tutti. Părțile eterice și tot ceea ce Le am pus parti, în comun. tutto quello che abbiamo messo in comune. Anulăm orice înțelegere privind aceste sesiuni, că ele au fost făcute. Annulliamo tutto l'accordo di queste sessioni perché sono stati già fatti. Așa, foarte bine. Ia-o și du-o pe Eugenia în lumină, la curățare. Mulțumesc. Vado anche io Și la nella luce. pomânare, da. Așa, foarte bine. Să-și adune și abundența benefic. Poți traduce. Riprendo anche io l'abbondanza benefica Așa. da voi, ve l'ho Strig, lasciata. da. Strigo și pe Paola, che non-i face rău. Viene anche la Paola, che fa bene anche per lei. Așa, foarte bine. Bun. Și vă faceți protecție pentru 24 de ore cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și energia pura apei. E ci facciamo le protezioni per le 24 ore che seguono con lo spirito della mamma terra e con lo spirito puro dell'acqua. Așa, foarte bine. Bun, ne separăm tot ceea ce este de separat, tăiem legăturile care nu trebuie să existe. Separiamo tutto quello che è da separare, tagliamo tutti i legami che non devono esistere tra di noi. Așa, lăsăm fiecare suflet să ducă la corpul lui. Lasciamo ogni anima di andare ognuno al suo corpo. Inspira și expira, da? Inspira, espira profondamente. Într-un moment o să-ți număr de la 1 la 5. In un attimo ti conterò da 1 a 5. Și cum